găsit, doamnelor, domnilor, aici, acasă, în Prahova. Vă spuneam în urmă cu ceva vreme că în cadrul acestei emisiuni, dincolo de subiectele care sunt la ordinea zilei, voi aduce alături de mine în studio și oameni frumoși ai Ploieștiului, ai Prahovei, oameni pentru care vorbesc faptele dincolo de vorbe. Ei bine, în această după-amiază, un astfel de om este alături de mine și vă spun doar atât. În 1986, la Madrid, reușea să doboare un record mondial care nici până în zilele noastre nu a mai fost doborât de un alt român. Are deopotrivă în palmares, nici nu mai știe câte medalii, 15 titluri naționale, 8 recorduri ale României și 4 europene. Doamnelor, domnilor, am plăcerea ca astăzi, în următoarele 40 de minute, să vorbesc așa, ca de la om la om, ca de la femeie la femeie, ca de la jurnalist la profesionist în ceea ce înseamnă notul, cu campioana mondială cu care se mândrește Ploieștiul, Tamara Costache. Bine ai venit, Tamara, alături de noi! Bine v-am găsit, din nou! Spune-mi, te rog, care a mai fost viața ta așa în ultima perioadă? Pentru că deja ploieștenii te cunosc, prahovenii te cunosc, cât știu performanțele, știu cine este Tamara Costache, știu care sunt motivele pe care ei le au să se mândrească cu ceea ce înseamnă Tamara Costache pentru acest județ. Da, în ultimul timp mi-am ocupat timpul cu creșterea copiilor. Eu vorbesc copii de la bazin. Copii de la bazin, da, nu copiii mei personal, nu am copii, dar sunt tot timpul în preajma lor. Și muncim cu ei să-i facem campioni. Mai avem o vorbă, facem, este în fabrica de campioni. Cu asta ne petrec timpul, dimineața după amiază, la bazin la Vega. Să înțeleg că ai venit de la bazin acum, da, la această emisiune, da. Pleci la bazin? Mă duc acasă un pic, mănânc și după aia din nou la bazin, da. Spuneam, Tamara, că ești omul, unul dintre oamenii cu care Ploieștiul și Prahova se pot mândri, ești recordman la nivel mondial. Da, este un record mondial care în România n-a mai fost doborât, adică normal la nivel mondial a fost doborât, dar la nivel național încă este în picioare. Este unul dintre cele mai vechi recorduri și spre rușinea mea, spun așa, pentru că avem sportivi foarte buni în România, nu a putut fi doborât, ceva s-a întâmplat. Poate... De ce spre rușinea ta? Pentru că ești singura? Sau nu, pentru că și alții, da, pentru că este o perioadă foarte mare care un record ar trebui doborât mult mai repede, nu să stea 30 ceva de ani în picioare. Și care a fost secretul pentru care, datorită căruia tu ai reușit să dobori acel record și iată, nimeni din 86 până în momentul de față nu a mai reușit performanța asta? Secretul? Secretul este stând muncă. Deci muncă, foarte multă muncă, dăruire și motivație. Nu poți să faci nimic fără muncă și fără să rupi din timpul tău liber sau din plăcerile pe care le faci tu zi de zi sau un om de rând. Trebuie să-ți dedici timpul practic pentru așa ceva. Să fii focusat pe ceea ce dorești să faci. Îmi spuneai, Tamara, într-o discuție pe care am avut-o noi în urmă cu ceva vreme, că prima dată ai intrat într-un bazin de not, mai exact în bazinul de la Vega, de frică. Și aveai vreo 5 ani șori. 5 ani, da, pentru că suntem o familie de sportivi. Tata a ținut neapărat să facem toți copiii sport, 4 copii. Și normal, eu fiind mezină, sora mea mai mare făcea not. Și aici trebuie să înveți tu să noți, că trebuie. E bun și pentru viitor. Și chiar de frică am făcut-o, pentru că practic nu te poți duce la bazin, vezi mai bazinul cu un copil de 5 ani și să spui, oh, ce bine mă simt. Nu. Și cum a fost primul contact cu apa pentru, iată, campioana mondială Tamara Costache? Nu mai știu, sincer, nu mai știu, dar plăcut nu cred că a fost. Pe plăcerea vine pe parcurs. Bun, ce a urmat după acea teamă pe care ai avut-o la acea vârstă și cum de ai realizat că ăsta este destinul tău? Din punct de vedere profesional. Teama o treci peste ea făcând lucrul acela, având un profesionist lângă tine sau și nu neapărat profesionistul, cât sunt copiii și colegii tăi cu care te zbați pe acolo, să zic așa pe românește. Cine a fost profesionistul pentru tine, Tamara? Mihail Gote, antrenorul meu, care am ajuns pe cele mai înalte culmi. Nu mai este astăzi printre noi, dar eu îi mulțumesc încă o dată pentru ceea ce a făcut pentru mine.
N-am început cu el, de ce să zic, primele ore de inițiere, dar la școala 25 cu el am început să perfecționez ceea ce am învățat, să zic așa, să plutesc pe apă. Și de atunci mi-a plăcut întotdeauna să concurez și cu colegii mei și normal că mi-a plăcut să fiu întotdeauna cea mai bună. Și așa s-a ajuns să-mi placă ceea ce fac, să-mi doresc să fiu întotdeauna cea mai bună, să-mi doresc să mă depășesc în primul rând pe mine. Cum au început, Tamara, să vină medaliile, să vină trofeele, să vină rezultatele pe care tu, ca o persoană care te autodescrii ca fiind perfecționistă și niciodată nu ți-a plăcut să fii pe locul 2, care a fost parcursul? Care au fost următorii pași? Primele concursuri le-am avut la 7 ani, deci nu foarte târziu după ce am început să învăța să not. Dar normal, la 7 ani ce poți să zici? Că intri în apă, dai repede din mâini și din picioare și încerci să ajungi primul, că ăsta este scopul. Primul campionat național am avut la 8 ani, atunci se făcea mult mai devreme decât acum, acum se începe la 10 ani. Și normal că îmi doresc să fiu pe locul 1, că locul 2 e pentru... pierzători, să zic așa, nu pierzători, da, pentru cei mai puțin buni deci decât tine. Deci n-ai acceptat niciodată locul al doilea? Când am fost mică, nu. Întotdeauna am dorit să fii pe locul 1, pentru că ăsta este scopul, de fapt, nu? Să fii cel mai bun. Deși se spune că scopul în viață este acela de a participa, nu neapărat de a câștiga. Păi depinde la ce participi. Că dacă schimbăm competițiile și ajungem pe la europene, mondiale și olimpiadă, important este să participăm, că se ajunge foarte greu acolo. Dar la competiții naționale și de nivel copii, așa, e bine să-ți dorești să câștigi. Locul întâi, da. Neapărat. Da. Normal că am luat și locul 2, nu e problemă, că nu poți să fii bun la tot, dar data viitoare încercam să fiu locul 1. Câte medalii are în momentul de față Tamara Costa? Da. Nu știu, deci nu știu. Nu știu dacă s-a auzit, Tamara a spus, Doamne! Deci nu știu să spun, am văzut că prin presă se vehiculează că sunt 15 titluri naționale și 8 recorduri naționale, sunt mult mai multe. Am încercat să le număr odată cu un sportiv de-al meu, era curios el, a venit la mine acasă să-ți și... medaliile, da, să numere titlurile naționale și a spus, deja am depășit 50 ceva, nu mai pot, sunt prea multe, deci... Unde le ții? Acum, după ce am renovat prin casă, undeva unde cât de cât sunt mai făite, nu sunt așa la loc de cinste, decât cele internaționale. Ce înseamnă pentru tine caseta asta de valori, dacă pot să numesc? Pentru că este o casetă, o cutie sau... Aș vrea să fie o legendă, să zic așa. Munca ta, de fapt, acolo da, este toată viața ta. Pot să spun că e viața mea, pentru că chiar am făcut 16 ani de performanță, să zic așa. O viață cu bune, cu rele, dar care s-a terminat cu bine. Adică am fructificat tot ce s-a putut. Mai puțin titlul olimpic, nu s-a putut atunci. Așa a fost. Și crezi că e prea târziu? Poate să fac eu acum o campioană olimpică sau s-o campion pregătești. Olimpic, da. Dar, în cazul, dar în cazul meu nu mai pot. Este mult prea târziu, la 51 de ani, nu mai pot, mulțumesc la fel. Nu mai pot să mai particip, să gândesc că aș putea să ajung eu să particip la olimpiadă efectiv. Dar apropo de asta, ai identificat copii, băieți, fete, nu contează, care să aibă potențialul necesar de a deveni campion mondial? Da. Deci eu spun ferm și convinsă că chiar avem câțiva sportivi și pe care îi antrenez eu, care pot ajunge acolo. Ești un antrenor dur? Exigent, rău. E altă vorbă, că dacă sportivul... Uite, rulează acum în timp ce noi vorbim și imagini cu fetele pe care tu le pregătești. Nu numai fetele, și băieții și sunt. Și băieți. Da. Dacă ești prieten cu antrenorul ca sportiv, înseamnă că faci ceva greșit ca antrenor. Nu trebuie să existe prietenie între antrenor și elev? Da, dar până la un anumit moment, la care el ar trebui la un moment dat să te și urască, pentru că trebuie să tragi de el. Aoleu. Și în momentele alea n-are cum să te iubească, clar. Pentru că trebuie să-l faci să-și depășească limitele. Ca să-ți mulțumească mai târziu, da. Îmi spui acum că mai bine să mă urăști acum, da. Și să o iei pe drumul pe care, da, eu pe vreau care să eu, iei, da, pentru să că te eu duc, te ghidez, da, ca antrenor, da. Și să mulțumești mai târziu când o să fii pe locul 1. Exact, pe locul 1, da.
Am înțeles. Niște imagini foarte frumoase pe care le vedem. La ultimele campionate naționale din vară, unde am scos și campioană națională, la fete, la cadete, 12 ani, medaliată la copii 10 ani, în locul 3. Câtă muncă se ascunde, Tamara, în spatele propriei performanțe și în spatele performanțelor pe care le fac acești copii? Câte muncă? Sacrificii. Eu foarte multă muncă. Eu cunosc notători care îmi povestesc, copii, da? Care îmi povestesc că se trezesc la 5 dimineața, merg la bazin, fac antrenamentul de rigoare, se duc acasă, fac un duș, se pregătesc pentru școală, după care seara, din nou la bazin. Noi, de exemplu, în momentul ăsta, facem antrenamente la 5 fără un sfert dimineață, deci e trezirea mult mai devreme, la ora 4, la ora 7, 7 jumate intră la școală, deci trebuie să terminăm până în ora 7. Merg acasă, mănâncă, școală, după care vin acasă, teme, mănâncă, se odihnesc un pic și la ora 15 vin la bazin. Deci cam ăsta este un program de copil de 12-13 ani. Doar așa se poate face? Doar așa, da, altfel nu. Pentru că deci mie nu există scurtătură. Un program drastic. Scurtătură în sport nu există. Nu există. Cât am vrea noi să încercăm să spunem că talentul face să trecem peste, nu, nu. Degeaba, fără muncă nu putem să facem nimic. În orice am încercat să facem. Mi-a plăcut o vorbă pe care mi-a spus-o un copil care face not de performanță, s-a exprimat la modul: viața mea începe de la linia de start și se termină la cea de finish. Acolo e povestea. În cazul tău cum a fost? Cum este? Povestea este cap-coadă, de fapt, că trebuie să ne iubim munca pe care o facem înainte de a concura. Partea ușoară este la concurs, pentru că noi ne antrenăm ani de zile. Pentru, dau un exemplu, pentru o cursă de 50 de metri, cum am făcut eu, în 25 de secunde s-a terminat. Dar pentru a ajunge să concurezi 25 de secunde, îți trebuie 10 ani? 10 ani pentru 10 o cursă ani? De 25 da. De secunde? Da, poate 10 ca ani să fii, ca să fii campion mondial. Campion. Și nici atunci nu e sigur, dacă faci munca de 10 ani, trebuie să o faci gândit, calculat, totul cap-coadă corect. E normal și firesc să mai fie și antrenamente proaste, dar încercăm să aducem sportivul pe așa făgaș, de a găsi și în un antrenament prost sau el să nu se simtă bine, să găsim o modalitate de a face ceva bun în antrenamentul ăla, nu să se piardă, adică să nu fie un antrenament pierdut. Spune-mi, te rog, Tamara, cum au fost momentele acelea în care tu ai fost anunțată ca fiind campioană mondială? Îmi povesteai că erai orbită de reflectoare, de jurnaliști care erau toți cu microfoanele în fața ta, erai străluceai și la propriu și la figurat. Cum a fost? Eu și antrenorul am pregătit proba asta, pentru că a fost pentru prima oară când a fost introdusă într-un campionat mondial. Și eram aproape de a face recordul mondial și am zis: haide să-l pregătim, pentru că știu că poți să faci. Asta ți-a spus antrenorul. Da. Știu că poți. Da. Și am pregătit-o fix exact această probă de 50 de metri. Și înainte de mondiale am mai făcut, de exemplu, la naționalele noastre din vară, o tentativă de record. Se pot face, adică cerem, antrenorul cere că, de exemplu, sportivul Cutărescu vrea să facă, să încerce să bată un record național. Și se poate face înainte de probe, să se țină proba normal, doar cu sportivul care încearcă să facă recordul național. Și atunci am făcut un record mondial. Deci primul record mondial l-am făcut în cadrul unui campionat național, dar tentativă de record, nu în probă, dar mă rog. Acum nu se mai încalcă, se face ca și cum ar fi cam ăsta, record european. Și până am ajuns la mondiale, am mai făcut de 3 ori acest timp, adică am mai bătut încă de 2 ori recordul mondial și știam că acolo sunt pregătită să mai fac o dată. Adică mă simțeam în stare și atunci e imposibil să faci record mondial și să nu fii nici pe locul 1, deci era ceva, trebuia să fie mult prea bune și celelalte pe lângă mine, cu toate că le urmăream și știam unde suntem. Și normal că atunci a urmat. Oricum, dinainte, toată lumea și presa, Tamara Costache, record mondial, cum a fost. Normal că eram deja în centrul atenției. Știi că tu, în momentul de față, ești un model, un reper pentru foarte mulți copii care fac not. Da, știu. Pentru că nu
e ușor lucru să e fii... o responsabilitate mare este, pe pentru simți că pe și eu și eu de exemplu la rândul meu vreau să induc sportivilor mei ceea ce am trăit eu și să corectez greșelile pe care le-am făcut eu în viața de sportiv și să nu le fac ce cu ei. Ce greșeli ai făcut în viața de sportiv? Poate nu m-am dedicat îndeajuns. Tamara Costache, da, campioană da, mondială, nu s-a dedicat îndeajuns? Da, pentru că am avut și momente de slăbiciune, da. Ca fiecare om, toți suntem la un moment dat, te plictisești. La un moment dat zorești să ai cu cineva să te antrenezi. La un moment dat mă antrenam singură. Este foarte greu să nu ai un partener de antrenament. Și firesc să zici că azi n-am chef sau... Era și un program de antrenament foarte, foarte dur. Adică la mine începea, de exemplu, cu 20 de ture de alergare pe terenul din spatele la Vega, plus 45 minute de sală de forță și din nou în apă încă 2 ore. Asta de 2 ori pe zi. Deci era ceva peste 8 ore de antrenament. Și la un moment dat zise, cam mai vrei și tu, că ești tânăr, mai vrei și tu o discotecă, mai vrei și tu un film, mă rog. Dar una peste alta totul s-a brodit să fie bine. Cu toate că îmi pare rău și de Olimpiadă că n-am reușit să fiu pe podium, așa a fost să fie. Spune-mi, te rog, Tamara, trăim niște vremuri dincolo de această pandemie, chiar nu vreau să avem astăzi o emisiune optimistă prin care să-i facem pe oameni să mai uite așa puțin de vremurile astea negre pe care le trăim cu toții în momentul de față. Spune-mi, te rog, dacă tu consider că tânăra generație, copiii, mai sunt focusați așa cum trebuie pe ceea ce înseamnă sport. Pentru că știm cu toții, trăim în era tehnologiei, auzim de la vârste din ce în ce mai fragede, copilași de 4, 5, 6 anișori care nu știu decât telefon, tabletă și laptop. Mai puțin sport. Sincer, e cam greu, pentru că în primul rând ne lipsesc bazele sportive. Și aici ai atins un punct sensibil. Altfel vii la un bazin, de exemplu, un bazin nou sau la un bazin care are 50-60 de ani și noi totuși reușim să facem performanțe în cum acel este bazin. Vega. Da. Specialiștii, în primul rând, ei trebuie să susțină, să ducă sportivii spre ceea ce își doresc să facă, să îi motivezi în așa fel încât să vină cu drag la bazin. Noi, ca și specialiști, eu și cu colegul meu, vorbim foarte mult cu sportivii și credeți-ne că am ajuns la stadiu în care ei, dacă întârzie puțin la bazin, este jale. Adică își ceartă părinții efectiv că întârzie la bazin și trebuie să fie înaintea doamnei. Adică trebuie foarte mult vorbit cu sportivii și, într-adevăr, să-i facem să vadă partea bună a lucrurilor. Că în viață, dacă stai pe telefon, nu rezolvi mare lucru. A cui este datoria să scoată un copil din ceea ce înseamnă focusare, poate exclusivă, pe ceea ce înseamnă gadgeturi și să se concentreze pe ceea ce înseamnă, iată, în cazul de față, notul sau orice alt sport? În primul rând, părinților, pentru că părinții sunt cei care iau tot timpul în vizor. Și atâta timp cât ei sunt acasă cu ei, da, nu zic nu, pentru că astea sunt vremurile și e normal să își dorească să stea pe un telefon, pe o tabletă, pe un joc, dar limitat. Limitat, da, limitat, da. Adică trebuie să știi că un program zilnic înseamnă școală, sport, masă, odihnă, ca să fii un... un om, un adult da, sănătos pome, și da, funcțional. Da. Nu o să te întreb cât de important este sportul pentru un copil, o să te întreb care sunt repercusiunile pe termen lung, dar negative, în ceea ce privește un copil care nu practică sport. Păi, în primul rând, sănătatea. Pentru că un sportiv întotdeauna își va controla ceea ce face, ceea ce mănâncă, timpul își drămuiește altfel. De exemplu, puteți vedea să chemați un sportiv la un interviu și un om de rând, să vedeți care vine primul sau dacă cumva întârzie un sportiv. Deci, dincolo de condiția fizică, notul, în cazul de față, te formează și ca din și punct caracter, de vedere da, psihic, da, ca și da, caracter, da, exact. Eu vă spun sincer că în 16 ani de performanță n-am întârziat niciodată la antrenament decât o singură dată când am fost cu sora mea să nască. Adică a fost un motiv bine întemeiat. Da. Deci cred că dacă puteai tu programa... Da, dar asta nu s-a putut. N-a ținut de mine. Așa, deci sănătate... Punctualitate. Punctualitate, caracter.
îți formează și caracterul. Da, caracterul, pentru că știe, te face să știi să pierzi. Fair play. Să câștigi și să fii modest, pentru că un sportiv întotdeauna va fi modest, care a plecat de jos. Adică nu trebuie să ți se urce niciodată succesul la cap. Nu, pentru că la un... Eu sunt Tamara Costache. Și dacă sunt... frumos, uitați-vă la mine. Nu, pentru că modestia trebuie să te caracterizeze ca și persoană. Nu cred că ești tu în prim plan că ești cine și ți se va face statuie. Dar, pe de altă parte, meritele muncii tale mi se pare normal, da, să fie recunoscute și da, pentru că nu prea se mai apreciază valoarea în ziua de azi. Și este trist. De ce consideri asta? Ce? E ca și cum mai ieși dacă a fost ce? Ce e înainte? Banii. Banii sunt înainte la orice. Într-adevăr, banii mișcă lucrurile, dar să nu uităm că și valoarea face ceva. Adică nu o să rămâi cunoscut ca Tamara Costache milionara sau, dau un exemplu, da? Tamara Costache e campioană mondială. Mi-ar plăcea să fiu și milionară, normal, dar până una alta sunt sportivă și vreau să fac ceea ce am dus eu să duc mai departe. Te-ai fi văzut vreodată făcând altceva în afară de not? Cred că tot un sport aș fi făcut. Ce anume? Nu știu să spun, dar cred că tot un sport individual, pentru că dacă era un sport de echipă, trebuia să depind de alții și nu pot să spun de ce nu mi-a dat pasă, că trebuia să dau gol. Nu. Așa știu că eu, pe forțele mele, am reușit sau nu. Și atunci... Deci tot în domeniul acesta sportiv. Da, sport individual. Nu te-ai văzut într-un birou sau... Nu, pentru că... Nu ai cu cine să concurezi, practic, acolo. Am înțeles. Deci, ideea la tine întotdeauna de mic a fost competiția. Da, și să fii cel mai bun. Pentru că... Consider că ești cea mai bună? Acum? Da. În momentul ăsta, ca și ce? Ca și antrenoare, în cazul de față. Eu așa vreau să cred, că sunt cea mai bună și că ceea ce fac este cel mai bine, dar e bine să și greșești, pentru accepți că... Accepți critica? Da? Sau accepti, nu știu, să înveți? Pentru așa, inițial, normal că nu-mi convine, dar aștept. Depinde și din partea cui vin. Da, stând acea și cel mai bine vorbești cu tine însuți, tragi concluzii, da? Să înțeleg că ai fost cel mai bun profesor pe care l-ai avut? Așa aș vrea să cred. Pentru că cel mai bine te învață eu tău. Să fii critic cu tine, în primul rând, pentru că nu totul este bine și nu tot ceea ce faci este bine. Și să vezi și partea. Cât de important este pentru un înotător aflat la început de drum să nu abandoneze lupta, să nu cedeze la primul hop. Pentru că sunt copii care se demoralizează, care se pierd pe parcurs. Dacă sunt certați, cum spuneai tu, că ești un antrenor dur, exigent, mai bine să mă urască și să-mi aprecieze munca mai târziu. Cum facem să nu-i pierdem pe acești copii? Cum faci tu, de fapt? Da, deci eu la un moment dat am obiceiul ăsta de când îmi pică pe un sportiv și știu că poate și nu dă tot ce poate. Încerc să-l fac în așa măsură să facă lucrurile astea, să-l facă bine, adică să-și dovedească în primul rând lui că poate, pentru că eu știu ce pot și știu cât pot ei, pentru că eu i-am crescut și știu la ce nivel i-am dus, dar ei la un dat refuză să creadă ceea ce pot. Nu am credere în ei. Da. Și normal că îi duc la o limită la care ei, atunci mă urăsc clar, dar își dovedesc în primul rând lor că pot. Face ceea ce le cer. Cum faci ca un copil să aibă încredere în el? Și doi la mână, spuneai puțin mai devreme că tu simți potențialul. Cum faci să simți acest potențial? Adică îți vine la bazin copilul X în vârstă de 6 ani. Cum îți dai tu seama, expertă fiind în trale notului, că din acel copil tu vei putea, într-o bună zi, să scoți un olimpic? La 6 ani e deja imititel, nu poți să spui că scoți ceva. La 6 ani poți să spui că învață copilul să nuate, este receptiv, foarte receptiv și învață foarte repede să nuate. Asta se numește un talent.
să zic așa. Dar talentul fără muncă nu merge. Deci nu merge. Poate să fie el cât de talentat să învețe, de exemplu, în 10 ore să noate. Nu. Dacă el se sustrage la muncă, n-am făcut nimic. Și atunci îi spun, uite, putem să mergem... 99% transpirație, 1% inspirație, cu da, cuvinte, da, 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 talent, da, în cazul, deci, de față. Întotdeauna muncă bate talentul. Deci, clar, este dovedită și am pățit-o și eu pe pielea mea, adică cu sportivi care i-am crescut foarte talentați, dar putroși și... Și care s-au pierdut, s-au pe și pierdut, da. Și eu, la momentul acela când îi văd că trag și tărăgână să facă ceea ce le spun, nu e păcat de munca noastră, de munca tuturor, a părinților și toate sacrificiile pe care le facem să venim degeaba, nu mai bine o oră jumate cât avem antrenament, hai să facem, să fructificăm, să fie bine. Vă place la concurs când sunteți pe locul 1, 2? Păi ne place. Hai să facem ce e de făcut și va fi bine. Deci nu pot să spun că la 6 ani găsim talent. Va fi vreun campion olimpic. Cam la ce vârstă îți dai seama că potențialul este fantastic și că da, vei putea scoate un record? Deci la noi, la not, ca junior apare la 14 ani. Ajungem la 14 ani să ajungem la juniorat, după aia tineret la 16-17 și senioratul. Deci este un sport care începe foarte devreme și pe care trebuie să-l ducem noi cât de cât, așa, la limite, să-i păstrăm aproape, pentru că concursurile când sunt copii nu prea au decât pentru părinți, pentru ei ca și motivație, deci nu au o valoare foarte mare, decât sentimentală, pot să spun așa. Dar altceva este când ajungi la un campionat european de junior, de exemplu, și te urci pe podium. Adică noi trebuie să-i ținem practic până în 14 ani, să-i ducem acolo la campionatele naționale, să fie pe podium, ca să-i formăm pentru campionate europene, mondiale, olimpiade. Deși mi-ai spus că ești un antrenor dur, exigent cu ai tăi elevi, Ploieștiul te iubește, Prahova te iubește. Când spui Tamara Costache, te gândești așa ca la, nu știu, o mândrie locală, județeană, națională. Cum te simți când mergi pe stradă? Nu prea mă mai cunoaște lumea, sincer. Pentru că te-ai vopsit blondă. Nu de asta, dar probabil că nici nu prea merg pe jos prea mult, dar nu mai e lumea, mai sunt copiii din ziua, nu prea mai știu cine a fost Tamara Costache. Ba, ai să fii surprinsă. De exemplu, mă duc la concursuri, pentru care ești model. La concursuri naționale în care nu știe lumea cine sunt. Copiii care notă, de exemplu, habar n-au. Eu am făcut așa o chestie și cu Camelia Potec și i-am spus, încearcă să faci la campionat național, să ne prezinți ca și idol, să zic așa, ca și exemple, da? Pentru copiii care vor veni din spate. Nimeni nu o face. Adică mi se pare trist să mergi la un campionat național, să fie campionă mondială, recordmenă mondială, campionă olimpică și să nu știe nimeni de tine. În țara ta. Da. Deci, practic, să stai în tribună și nimeni să nu te bage în seamă, să zică, uite-mă, Diana Mocanu, de exemplu, dublă campionă olimpică, Tamara Costache, la fel, Răzvan Florea, medaliat olimpic. Deci, nimeni nu vorbește despre chestia asta. Și este... Avem așa... repere greșite, cu alte cuvinte. Avem modele greșite. Da. În dacă, de exemplu, vine Drăgușanu, imediat lumea se activează. Nu e normal. Deci mi se pare ceva... Nu, ce te recomandă vârsta și talentul, nu? Ceva de genul, apropo de exemplu pe care l-ai dat puțin mai devreme. Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, Tamara, și vreau ca oamenii care ne urmăresc în momentul de față, dincolo de ceea ce înseamnă activitatea sportivă de necontestat a Tamarei Costache, vreau să vorbim și despre tine, femeia, omul. Știu că ai trecut prin momente grele în viața ta, pe care le-ai depășit cu fruntea sus, demonstrând, dacă mai era cazul, că ești o învingătoare, indiferent cât de mult a încercat viața asta. Cred că și sportul și-a avut partea lui de m-a întărit și normal că eu am refuzat întotdeauna să cred că mă va doborî ceva. Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Momentul în care am aflat că am cancer. Dar eu n-am luat-o ca pe o boală de care se va... Erai în plină, în momentul în care ai fost diagnosticată cu cancer la sân, erai în plină glorie, să spun așa. Terminasem cu sportul, eram 29 de ani, deci nu eram, să zic... 29 de ani, e o vârstă da. Bună. Și
Deci n-am luat-o ca pe o boală, ca pe ceva care mă va doborâ. Am spus, nu, eu trebuie să trec peste asta și asta am făcut. Adică, practic, depinde de tine ca și caracter să nu te l-ai bătut niciodată. Pentru că boală e o boală, ca și oricare alta, trebuie să treci peste. Și doctorul care m-a tratat a spus, mai rar pacienți ca tine, dar... Adică ai avut atâta ambiție și atâta dorință de a trăi, încât ai spus, nu mă doboară pe mine un cancer. 9 luni de tratamente, de operații, dar a trecut. Totul... Cât a trecut de atunci? 29 de ani, 22 de ani. Și ai trăit cu teama în suflet vreo secundă că... sau nici nu te-ai mai gândit din momentul acela? A fost ce a fost. Ce a fost, a fost, a trecut. Hai să ne trăim viața în continuare, pentru că viața merge înainte și viața e frumoasă așa cum e. Trăim momentele, trăim clipa, să facem ceea ce ne place, pentru că asta depinde. Depinde să fim fericiți. Știu că un alt regret al tău, deși aici poate părea un paradox, este acela că nu ai avut un copil al tău, deși ai avut și ai în continuare zeci și sute de copii, pe care la fel îi considerai tăi. Da, normal că fiecare femeie își dorește să ajungă mamă, dar dacă ăsta este să nu se întâmple, sunt lucrurile ca atare, pentru că să forțăm lucrurile poate uneori e exagerat. Dar sunt înconjurată tot timpul de copii, mulți vin și mă iau în brațe și te simți într-un fel, da, pentru, chiar sunt a doua mama lor, pentru că poate de multe ori și la cantonamente și la concursuri nu sunt părinții lângă ei și sfaturile cine le dă? Tamara. Și mă simt, atunci chiar mă simt împlinită. Știu că îți place să pescuiești, uite, dau așa din casă. Știu că îți place să asculți muzică, știu că îți place să pescuiești, știu că îți place să gătești. Cu gătitul mai rar în ultimul timp. În ultimul timp. Nu prea mai e timp, dar când apuc, gătesc. Dar cum e treaba asta cu pescuitul? Tot cu apa, ai ceva tot cu apa. Da, deci mă liniștește foarte mult apa și mai ales, cred că acum fac și o legătură între bazin și pescuit. La bazin este o forfotă tot timpul și un zgomot așa vacar, să zic. În schimb, la pescuit este liniște, pun o muzică în surdină. Zim, care a fost cea mai mare captură? Un crab de vreo 3 kg ceva. Wow! Da. Dar nu l-ai cumpărat de la magazin? A fost pe bune? Nu, am poză cu el. A fost pe bune pe baltă. Da. Nu, deci de ce să mint? Nu sunt pescarul la care minte. Îmi place să-l pescuiesc, să-i dau drumul înapoi. Nu sunt gen să-l iau acasă să-l mănânc. Nu. Așa mă duc, cumpăr ceva de la magazin și aia e. Dar... Ce mai place? Campioane mondiale, Tamara Costa? Florile. Îți plac florile. Îmi place primăvara să-mi povădobesc pe lângă casă cu flori. Îți place muzica? Muzica întotdeauna. Deci la mine întotdeauna va fi muzică. În mașină muzică. Și în momentele grele pe care le-am traversat în viață, la fel muzica a fost cea care te-a... Exemplu, și acum la bazin am cumpărat o boxă, avem un sistem audio cu sportivii care vorbim în timp ce ei, noată eu vorbesc cu ei. Și în timp cât nu vorbesc, le pun muzică. Deci este ceva, ceea ce aș fi vrut și eu să trăiesc pe vremea mea, dar n-am avut parte. Dar ei au. Deci tot timpul muzica este prezentă în jurul meu. Ți-ar plăcea să ai mai mulți sportivi la bazin? Să vezi așa, nu știu, o avalanșă de copii care vin și spun, doamna Tamara, vreau să facă not. Vreau... Sincer, copiii se cern, pentru că e greu. Este foarte greu. Ceea ce facem noi, unii chiar și părinții că vin zi de zi cu ei, le este greu pentru că au și alte probleme pe lângă. Dar munca pe care o fac ce un copil efectiv este o muncă pe care nu știu cât ți-ar duce-o. Dar asta se și vede că nu foarte mulți sportivi ajung la olimpiadă. Este un barem sau mai multe bareme pentru a participa la olimpiadă și nu le sunt foarte grele de făcut. Pandemia asta prin care trecem, te-a dat așa peste cap? M-a dat peste cap, cum să zic, la concursuri, pentru că atunci avem concursuri atipice. Mergem, de exemplu, cu copii de două categorii de vârstă, fete, băieți, și se intră la probe băieți de o anumită vârstă. E noată după aceea vin alte fete de altă vârstă. Deci niciodată nu se întâlnesc. Tot timpul trebuie să fii pe bazin, practic, zi lumină. Foarte. Și
cum să zic, și așa limitarea asta de a pleca, de a te mișca, asta m-a, pe mine mă cam doboară, să zic așa, pentru că nu te poți mișca să faci tu ceea ce îți dorești atât de bine. Ce sfat ai avea să dai tinerilor și nu doar tinerilor, până la urmă, că notul nu este un sport doar pentru tineri, nu-i așa? Nu. Vis-a-vis de ceea ce înseamnă performanță, de ceea ce înseamnă, cum spuneai tu, modelarea de caractere, formarea din punct de vedere fizic, dar și psihic, așa cum spuneam, nu știu, ce le-ai transmite? Măcar să încerce. Măcar să încerce să meargă la un bazin, oricare ar fi, nu contează, că acum, de exemplu, nu prea mai la Vaiga, nu se poate intra ca și public, să încerce să stea în apă, să se joace cu apa, să nu le fie teamă. Să nu le fie teamă, pentru că foarte mulți și adulți am avut care nu știau să nuate, au venit și s-au învățat și acum îmi mulțumesc, îmi scriu că au fost, depinde cine știe în ce concedii și datorită mie știu să nuate. Și în apă își găsesc liniștea pe care nu și-o pot găsi în altă parte. Să, măcar să merg la bazin, să încerce, să învețe să nuate și să ducă cât de cât sportul ăsta, nu pentru performanță, măcar să nuate pentru ei de plăcere. Îți mulțumesc foarte mult, Tamara, pentru faptul că ai fost astăzi alături de mine în studioul Observatorul Prahovean. Ce să-ți doresc mult succes și să urmezi cât mai mulți campioni și sper din suflet și sunt convinsă că asta este realitatea, că ai mai descrescit așa puțin frunțile ploieștenilor, prahovenilor, vis-a-vis de toată perioada da, asta. Să uităm de chestia asta și să trecem măcar prin sport, să încercăm să depășim momentele astea grele, pentru că chiar ne fac mai puternici. Îți mulțumesc tare mult încă o dată, doamnelor, domnilor și dumneavoastră, vă mulțumesc că ne-ați fost alături. Rămâneți cu Observatorul Prahovean. La revedere!